În doar 2 ani, România, o țară plină de mașini și de grope, a ajuns printre marii producători de biciclete din Uniunea Europeană. Cu 2,5 milioane de biciclete fabricate anul trecut, țara noastră este pe locul al doilea după Portugalia. Înainte de pandemie, era abia pe locul 8 în clasament. Numai anul acesta au fost deschise 2 fabrici în vestul țării, controlate de investitori străini care produc mai ales pentru export. Avem un cadru de carbon, un ghidon de carbon, roți de carbon, deci este o bicicletă foarte, foarte ușoară. Clienții din orașe știu bine ce vor, să reziste bicicleta la gropile din asfalt și pe cât posibil să fie ușor de întreținut. Cine intră în acest magazin, de exemplu, din centrul capitalei, va găsi modele de la 2500 de lei până la 70.000 de lei. Cu cât investești mai mult într-o bicicletă, o să scazi greutatea cât mai mult. În București, bicicleta care trebuie să fie folosită este cu siguranță bicicleta de oraș, fără niciun tip de suspensie, cu o singură viteză, în mod normal, sau cu mai multe integrate într-un butuc, trebuie să fie cât mai simplă. Anul trecut, 20% dintre bicicletele produse în Uniunea Europeană erau made in Romania, potrivit datelor Eurostat. Producția europeană a crescut cu 11%, iar clasamentul marilor fabricanți s-a schimbat rapid. În 2019, România era pe locul al 8-lea la producția de biciclete în Uniunea Europeană, cu 500.000 de bucăți dintr-un total de 11,4. Acum este pe locul al 2-lea, cu 2,5 milioane dintr-un total de 13,5 milioane și vedem că Portugalia a rămas pe primul loc. După noi sunt țări precum Italia și Germania, unde bicicleta este un mijloc de transport folosit la scară largă. Bicicletele care sunt făcute în Uniunea Europeană merg către țări precum Marea Britanie, Elveția și Statele Unite la export. Iar când vorbim despre import, atunci ne gândim la faptul că aceste biciclete provin în mare parte din Taiwan și China. Pentru multe fabrici din România, peste jumătate din producție ajunge la export. În prezent, în România sunt mai multe unități de producție concentrate în partea de vest a țării, la Timișoara, Deva, Reșița. Lipsa infrastructurii limitează mult potențialul industriei. În București, de pildă, cea mai lungă pistă de biciclete are doar 2 km. În rest, sunt piste întrerupte sau cu gropi pe traseu. Avem situația cu acele curi de canal care au fost chiar capcană pentru turul României. Cicliștii respectiv se antrenează în Plovdiv, în lipsa unui velodrom în România. Dar cea mai mare problemă sunt mașinile, parcate peste tot, care fac mersul pe două roți o aventură periculoasă în orașele aglomerate. Între timp, primăria capitalei promite 13 km de piste noi, cu legături directe spre centrul orașului. Deocamdată, în următoarele 5 luni, se va face doar studiul de fezabilitate.